Suntem radiografiați din cauza metodologiilor care v-am spus aici. Da? Deci, metoda asta de clasificare a textelor pe autor român, să vedeți o chestie foarte interesantă, extrem de interesantă, am tatonat-o. Pot să fac o poezie, dar poezia, să vedeți cum se duce în clasterizare către zona de text politic. Deci, e foarte interesant. Mesajul, nu prea pot să... Cu tehnic de genul ăsta, mesajul, chiar dacă îl așez eu altfel, nu-l pot... cum să spun, ascunde. Esența se decodifică că este o esență semantică care e împachetată în cuvintele respective. Aia se decodifică prin mulți parametri asociați textului. Nu statistica câte litere sau de câte ori folosesc cuvântul Popescu. Asta a fost o temă. Vă dau o altă temă. La fel de importantă, cu implicații extraordinar mari. În principiu, conceptul de calitate biologică. În ultima perioadă, noi, calitatea biologică, nu știm. Identificăm mai mult compoziția chimică. Apa, când am fost în Statele Unite, de exemplu, și am văzut cum arată certificatul de apă, e o pomenică care are vreo 3 pagini așa, de analize suprachimice a tuturor părților componente. Dar eu știu atâta, că am niște zone care, când mă duc și beau de la izvorul, am eu un izvor, de exemplu, E ca și când mănânci apa aia. E o stare interioară extrem de importantă, particulară. Nu-i apă. E ceva care simți că te hrănește. Deci, cu alte cuvinte, întrebarea, există și altceva decât elementele chimice? Apa este un solvent foarte ciudat. Este, de fapt, un quasi-cristal. Este, de fapt, un sistem foarte sofisticat de clusterizare de molecule. Moleculele de apă nu stau așa la întâmplare. Ele se grupează în clustere. Clusterul respectiv de molecule de apă pot hibrida, pot hidrata sau nu anumiți ioni. În jurul lor se pot crea adevărate filtre, pur și simplu ca niște geode de molecule de apă care pot ecrana proprietatea unui atom care se află în centrul respectiv. Sau pot experiențe extrem interesante cu calciu, care în anumite momente este ca și când e capturat într-o anumită structură încât proprietățile de calciu nu se regăsesc. Din cauza structurii apei din jurul atomului de calciu. După care brusc apare. Sunt niște ritmuri. Toată această biochimie extrem de interesantă a fost discutată prin 1920-25 de către o persoană, Colisco o chema, preducător de doctorat, extrem de interesantă, în modul în care apa generează pattern-uri. Ea nu știa atunci teoria haosului, nu înțelegea migrarea prin medii poroase care creează amplificări biofizice, probleme enzimatice care sunt amplificări foarte interesante în medii astea instabile. N-a avea teoria necesară, dar a observat empiric. A observat empiric că, în principiu, se numește tesigrafie sau cristalizare dirijată, ca a ghicit un cafea. Și țineți cont că atunci nu aveau rețele neurale ca să identifice, să facă pattern recognition pe desene de genul ăsta. El era mai mult la ochi și la experiență, dar era capabilă să identifice calitatea biologică. Aici aveți un material, este partea de text inițial, în care se alătură din știința complexității pattern recognition pe niște tipuri de reacții chimico-cristalo-enzimatice, dacă vreți, în care componenta biologică este elementul care modifică, o să vedeți imediat cum, și care permite niște tipuri de analize, inclusiv în starea de sănătate, inclusiv în starea de sănătate a solului, are aplicații extra deosebite, începe să aibă și o teorie, și de-abia de ultimii 5-6 ani au început să apară și articole, cum o să vă arăt în concret. Ce înseamnă concret tesigrafia sau cristalizarea asta în sine? Este aleasă o sare, am mai discutat de tema asta, dar pentru cei care n-au fost până acum, vă dați seama, e o sare, poate să fie sulfat de cupru sau ceva de calciu, deci se alege o sare care cristalizează aciformă. Remarcați, sunt cristale liniare, se definesc niște arii de cristale pe care în interiorul căruia se găsesc niște linii care duce linii drepte. E un pattern. Statistic, se analizează cu niște analiza matematică pe imaginea respectivă. Îți dă un estimator. Dacă, înainte de a cristaliza apa, care se face prin evaporare, într-o anumită condiții de termodinamică, prăjitește temperatură controlată, se creează imaginea respectivă, dacă înainte de a face cristalizarea, pun o picătură dintr-un obiect, dintr-un fluid preluat de la viu, a cărui analiză vreau să o fac, practic, în loc să rămână mișcarea asta dreaptă, încep să apară niște structuri curbe. Deci e ca și când prezența celor picături de viu, din viu, e o picătură luată din mine acum, e preluat din macerarea unei frunze acum, e preluat din sol acum.
Dacă însă acel acum îl țin și îl pun în timp și îl țin în timp, mâine, poimine, răs pe mine, constat că acest tip de desen dispare, se întoarce sub forma asta. Deci, cu alte cuvinte, cât timp este încă în apropierea unui ceva viu, apropo de biostructură, el are un pattern. Mai mult de atât, formele astea, în anumite condiții, generează niște tipuri de desene. Desenele astea formează simboluri cu care s-au făcut o grămadă de s-a făcut un alfabet, o să vedeți imediat, și cu alfabetul a început să facă analiza stării de sănătate a organelor, făcând o picătură de sânge. Este un institut în Elveția care lucrează pe tema asta. Cei mai mari oameni care sunt în momentul de față, oameni șef de stat și mai departe, tratează în spațiul ăsta. Nu avem încă o bază conceptuală foarte solidă, e mai aproape de o gândire a lui Steiner de probleme de câmp eteric și câmp informațional și mai aproape de trăgăresc cu cortofizica, dar funcționează. Noi am dezvoltat destul de bine tema respectivă. Acum aveți deja materiale începând din 99, deci a fost un gap mare din 50 până prin 95. Din 95, din cauza tehnologiei informaționale, analize din imagine, a început să fie din nou luată în discuție. Și aveți deja analiză pe acest lucru pentru produsele agricole. Calitatea biologică nu că n-are chimia respectivă, are nutrientul. Care este cea mai interesantă experiență care demonstrează că ar merita să scoate din funcționare ceea ce se numește încălzirea cu microunde? Singura încălzire care modifică pattern-ul acesta astfel încât se vede net că nu mai este biostructura activă, e ca și în a fi mai chimie, este încălzirea cu microunde. Încălzirea cu infraroșii, încălzirea cu flacăre, încălzirea cu soarele, cu ce vedeți noastră, nu modifică pattern-ul ăsta. În clipa în care am pus-o la microunde o singură, 3 minute de încălzire, e ca și când am mâncat numai chimie, numai elemente care dispare acel ceva, care încă trebuie să definim ce înseamnă. Uitați cum arată, de exemplu, o cristalizare, e un lapte, care cum se degenerează după o zi, după 4 și după 7 zile. Partenerul respectiv a devenit metodă și sunt metode care acum încep să identifice și vă dați seama, cine face prima metodă și o certifică corespunzător și avut o normă, ăla schimbat, ăla mai trebuie să muncească de aici încolo. Deci un fel. Pentru că automat orice produs prin brevetul pe care o are, va trebui să plătească royalties. Deci o formă de dezvoltare a noastră a țării este să facem teme de genul ăsta, produse de genul ăsta, de nivel înalt, brevetate, nu trebuie să le facem noi. Noi le concentrăm și le brevetăm și le trimitem structuri din străinătate. Avem parteneri cinezi și în vest, care poate să bate, dar brevetul contează. Aplicații în evaluarea respectivă a calității mâncării, deci asta sunt deja teme puțin mai recente, 2006. Uitați cum arată, se pun o grămadă de elemente de matematică pe structura respectivă. Lapte de foarte bună calitate, de slabă calitate, după procesare, asta e înainte de procesare. Deci orice procesare, cu cât e mai mare procesarea, dereglează ceva. Scoate ceva, dar dereglează ceva din calitatea aia mai aproape de viu, nu calitatea aia aproape de nu știu ce are mai puțin în grăsime. Noi mâncăm informație, nu mâncăm chimie. Da? Dar începem să avem cu ce să o măsurăm. Începe să apară o semiotică. Începe să înțelegem pe anumite zone. Deci este un limbaj. E departe. Și asta ar trebui să fie departe. Dar noi am adunat materialele și ne interesează, pentru că constatăm acum că se leagă. Noi am făcut asta să vedem la anumite părți din oraș. Apropo de calitatea orașului, apropo de calitatea casei, apropo de Feng Shui, da, la nivelul secolului 21, nu Mama Omida. Începe să avem niște senzori cu care să vedem că zona, într-adevăr, are ceva care nu favorizează dezvoltarea anumitor reacții biochimice, care într-un fel sau altul se repercutează asupra calității și sănătății noastre. A fost o temă. Care înseamnă pattern recognition pe imagine, pe anumit protocol, mai este și anumită cromatografie, se numește și cromatofil. Deci, imagini în care complexitatea începe să spună cuvântul, pentru că putem analiza ceea ce până atunci era doar la intuiția unor persoane. Nu mai aduc aminte de cristalizare, inclusiv de Coandă, care spunea atenție la cristalizarea zăpezii, la cristalizarea de zăpadă și pattern-uri diferite în diferite părți ale globului. Și el își dorea să facă o hartă a morfologiei străluțelor de zăpadă, ca să demonstreze că apa în diferitele zone geografice au niște pattern-uri cu predilecție, deci automat un fel de legătură între structura solului, subsolului și a omului de pe acele meleaguri. Și începem să avem cu ce face chestia. De-aia am pus la început să vedem cine suntem noi în contextul ăsta, nu să copiem de la alții metode de succes.
O altă temă care ne preocupă foarte tare este legată de, de exemplu, de tehnologii de valoare globală a stării de sănătate. Una din ele, de exemplu, a starea de sănătate a pădurilor. Asta deja o avem ca temă și am tot dezvoltat-o împreună cu copiii, în principiu, în teme de expediții prin păduri, prin zone de verde și mai departe. Imaginați-vă că avem forme foarte diferite de pomi. Imaginați-vă că pomul, de fapt, este o structură elastică, de o anumită calitate, cu geometrie variabilă, în sensul, o să vedeți în ce sens imediat, încastrată în sol, care atunci când bate vântul prin încovoiere, creează niște unde transversale care se propagă în jurul pomului, de jur împrejur. Pomul, din punctul de vedere, dacă vreți, ca oscilator, este ca o piatră aruncată în apă, în jurul căruia există niște unde pe care noi le măsurăm foarte ușor, pentru că undele astea transversale se propagă foarte ușor prin pământ, la distanțe foarte mari. Acum, imaginați-vă că am un pom și alături am alt pom, ați văzut întotdeauna în natura, n-am pus niciodată doi pomi la verde. Arunca pomii ce arunca ca popicele, așa, în linie, cum îi facem noi la împăduriri. Nu. Are o distribuție. Pădurea are multe tipuri de distribuție. Ea cântă, nu bate. Din clipa care e ceva regulat, apar frecvențe de rezonanță pe zona respectivă, care întăresc anumite valori. E ca și când nota la devine puternică, numai că am plantat-o din 3-3 metri. Pe când natura a fugit de aceste elemente. Asta e o temă generală. Natura când nu bate, că inima la fel ca și pe zona respectivă. Deci, cu alte cuvinte, putem să ne imaginăm că o formă de pădure de foioase are un tip de zgomot față de o pădure de braz, de exemplu. La ureche se asimte, dar pe la aparatura electronică care o avem așa de sofisticată în ziua de azi, pe benzi foarte mari de frecvență, și putem să înțelegem că dacă pomul este uscat în principiu, el are o rigiditate de un fel, dacă pomul este elastic, are altă. Și zgomotele astea sunt sigur în patru diferite. Și nu ne interesează că este un pom bolnav. Noi discutăm la o pădure, facem cu 10 geofoane puse într-o anumită fațetă și o imagine satelitară, putem face starea de sănătate a unei arii foarte mari. Și de același timp putem da și teme la studenți ca să înceapă să extragă informația, să dezvolte cei de la forestier cu cei de la electronică automatică, să creeze metodologii de acest gen de abordare. O altă temă care este extrem de importantă, calitatea solului, bonitatea solului. Solul este fundamental. Noi nu înțelegem cât de important este solul și ne batem în joc de el. Sănătatea și-a bătut joc de solul respectiv și acum Germania importă de la noi buruieni, pădați. Nu am mai ajuns jos. Pentru că au tratat iarba lor ca să crească cum trebuie, au fost și s-a creat o secătuire a solului pentru că s-a mers pe monocultură cu iarbă de un gen. O fi frumoasă, se tunde frumos, dar nu e sănătos. Și atunci au început să cumpere de la noi buruieni și își reiebagă buruieni în sistem. Mai bine este ceva buruieni, nu? Este stupid. Deci, cu alte cuvinte, problema solului devine o problemă majoră și calitatea, valoarea pe care o mai avem noi ca țară, care ne iau și alții permanent, că ne-o cumpără la gratis, așa, este această calitate de sol. Problema este cum să o măsori. Cum măsori bonitatea solului? Sunt tehnici. Dar noi, prin știința complexității, am constatat niște lucruri și mai interesante, care unele din ele au fost observate, dar n-au avut până acum o bază de cercetare, pentru că nu era logic. Există, de exemplu, direcții favorizate de difuzie a apei sau nosul sârmi. Eu pun, de exemplu, pe o tarla pun o concentrație, de exemplu, de calciu sau de niște îngrășăminte și văd într-un lucru extrem de interesant că nu se difuzează din ploaie cumva omogen în toate direcțiile de jur împrejur. Au niște direcții preferențiale. Fiecare cameră chimică are câteva direcții preferențiale. Cine face chestia? Asta aplicată la noi în geodinamică, a observat, Grecia a observat chestia asta, că dacă plasează niște electrozi și măsoară niște tensiuni în sol, anumite curenți telurici, anumite semnale pot fi detectate și au avut predicție pentru cutremure. Dar în principiu, toată lumea, în predicție, era foarte bună, excesiv de bună, și atunci lumea a pus-o și în alte zone. Iubiata, americanii au dublat, au făcut aparatură, nu s-a dat nimica. Și este un conflict foarte mare între cei care au demonstrat că este într-adevăr cu rezultate, cei de la, din Grecia, și ceilalți care nu dau niciun rezultat. Și de-abia după o bătălie mare și cu un aport pe care Centrul de Studii Complexe, nu, dar partea asta de care lucrez la Academie, la Centrul de Cercetare din cadrul Academiei Române, la Centrul de Geofizică, am constatat un lucru extrem interesant, care într-un fel sau altul a fost și validat tot de americani, ducându-se ei la greci. E ca și când solul ăsta, în principiu, nu e omogen și izotrop, cum noi imaginam noi. Așa cum pielea nu e omogenă și izotrop, are niște puncte mai speciale de acupunctură, cu rezistență electrică mai mică.
De exemplu, puteți să vă găsiți punctele de acupunctură poate cu orice aparat de măsură, un metru care luați de la colțul străzii, veți vedea că, în general, dacă dați un electrod în mână și alt electrod palpați pielea, are cam 2 megohmi rezistență, în general, mai puțin în punctul de acupunctură, care e un ordin de mărime mai mică. Îl știți ce frumos îl găsiți? Deci că dacă tu nu știi unde să plasezi punctul ăla, plasezi oriunde, nu oriunde. Deci nu oriunde poți să pui pe pământ, cum să spun, senzorul, da, măsură, sau eșitarea. Nu poți să pui oriunde. Dar nu e nevoie să o împrești toată suprafața, ceea ce e foarte interesant. Și rușii lucrează la tema asta. Să înțeleagă unde se plaseze, în raport cu niște principii care acum se măsoară cu fel de fel de lucruri mai sutile, să plaseze îngreșământul ca informație, aproape că e un fel de, la medicină, în salopat, nu, homeopată, cu concepții foarte mici și reușesc să rezolve niște probleme foarte mari, pentru că diferența e de cunoaștere. E ca și când electrozul, dacă îmi pun electrozii pe frunte, pot să găsesc niște măsuri foarte interesante. Dar cine se joacă el, nu cu aparatele făcute de la magazin. Își face el aparatele, vede un lucru foarte interesant. Zgomotul electric, în principiu, pe suprafața corpului, zgomotul inimii, pulsul de inimă, poți să vezi, văzut că toate bicicletele astea de efort au și detector de puls. Oricum mai atinge, cu două mâini, cu coatele, îți măsoară pulsul de la treabă. Zgomotul pulsului este așa de puternic cât îl vezi la distanță în câmp electric. Dar nu la cap. Dacă pui electrod de aici, zgomotul ăsta electric de al nimeni nu se vede. Nu că l-am filtrat, nu se vede. Cum poate să facă filtrarea asta? Deci sunt întrebări pe care n-ai cum să le vezi dacă tu n-ai pus niciodată tu măsurătorile alea care le-au făcut acum 50 de ani. Și mergi direct profesional. Dacă mergi direct profesional, e aparatul de cutie, de învățat funcționarea, și foarte fericit că uite ce știi despre ce vorba, dar nu poți să descoperi lucruri noi. Aparatul ăla are rolul de a răspunde exact la acea întrebare a fost pusă atunci când a fost creat. Deci, cu alte cuvinte, problema de a înțelege bonitatea solului, mai dau un exemplu.